Purtarea măștii în spațiile publice deschise a devenit obligatorie și în comuna Șimian. Masca trebuie purtată încât să acopere nasul și gura în zonele aglomerate ale comunei, precum parcuri, și este obligatorie pentru persoanele cu vârsta de peste 5 ani în intervalul orar 17-23. Am convocat ședința de Consiliu Local, ședință de îndată, și am luat măsura purtării măștii obligatorii în spațiile publice și în special în parcurile din comuna Șimian. Cetățenii sunt rugați să respecte noua măsură pentru siguranța lor și a celor apropiați. Vreau să-i rog pe toți cetățenii comunei Șimian, prin intermediul dumneavoastră, să respecte aceste măsuri pe care noi le-am luat în cadrul Consiliului Local, deoarece este înspre binele dumnealor pentru a se proteja de acest virus. La nivelul național, măsura a fost impusă pe data de 1 august și este valabilă până pe 16 august 2020.